that you be your mind. I never was good at sharing. Bună seara, dragii mei, și bun regăsit la Oameni care ne inspiră. Vă invit într-o călătorie prin Europa, da, chiar acum în pandemie. Nu este doar o călătorie geografică, ci și una istorică, o călătorie temporală în istoria Europei, pentru că noi așa și noi românii suntem europeni și se spune că pentru a ne înțelege mai bine trebuie să ne înțelegem istoria. Alături de mine este Ionuț Marcu, lector la Fundația Calea Victoriei, cel care și susține un curs aici în cadrul fundației dedicat istoriei Europei din ultimele două secole. Mulțumesc foarte mult, Ionuț, pentru oportunitate. Mulțumesc pentru invitație. De ce Europa? De ce un curs despre Europa? În primul rând pentru că istoria Europei este, mai mult sau mai puțin, eu aș spune mai degrabă mai mult, istoria lumii. Sigur, Europa poate fi definită foarte diferit și a fost definită foarte diferit. E lumea veche? Este lumea veche, dar care a făcut lumea nouă. Pentru că dacă ne uităm de la un moment dat în istorie, și nu spun neapărat acum care este acel moment, istoria Europei devine istoria lumii. Europa civilizațională, dacă vreți, pare să cucerească, nu spun că întotdeauna pe cale amiabilă sau pașnică, restul lumii și schimbă, din multe puncte de vedere, modul cum arătau celelalte civilizații. Sigur că asta înseamnă și dispariția unor vechi civilizații, dar înseamnă și o omogenizare a lumii. Deci dacă vrem să înțelegem nu doar istoria noastră ca români sau a noastră ca europeni, ci și a noastră ca partea comunității globale, a satului global, cum s-a spus cu ceva timp în urmă, trebuie să înțelegem istoria Europei. Asta și pentru că unele țări europene, unele popoare au fost aplecate spre ideea de imperiu, de colonialitate, de a cuceri teritorii, de a civiliza spații. Dar ce au găsit acolo coloniștii? Depinde unde ne uităm. Prima întrebare la care încerc să răspund la curs este de ce? De ce de la un moment dat în istorie Europa pare să crească foarte rapid, iar restul lumii pare să stagneze, să rămână în urmă? Și e o întrebare pe care, sigur, nu am eu neapărat cel mai bun răspuns. Dacă ne uităm pe la, să zic, 1500 la Europa, doar la Europa Occidentală și să zicem la spațiul chinez, vedem că nu sunt atât de mari diferențe din punct de vedere al dezvoltării economice, al progresului, al societății. Și la un moment dat ceva se întâmplă în Europa. Ce se întâmplă e greu de spus concret, care sunt cauzele, care sunt consecințele. Însă asta face ca anumite state europene, sigur, unele pornesc mai devreme, altele ajung mai târziu să facă acest lucru, să cucerească, practic, vechile civilizații, vechi spații civilizaționale. E vorba de cei care aveau deschidere la mări și oceane? Adică a contat acest element? Sigur că a contat, pentru că n-aveai cum să cucerești pe alte spații civilizaționale, alte state, fără să ai acces pe mare la ele. Dar nu cred că a fost numai acest lucru. Două lucruri aș vrea să punctez ca avantaj, dacă e să-l numim așa, al europenilor. În primul rând, spre deosebire de alte spații, spațiul european la începutul modernității era foarte fragmentat. Lucrul ăsta ducând la o competiție foarte mare între state. Și când există competiție, după cum știm foarte bine, apar oameni, apar decidenți politici cu idei inovatoare. Printre aceste idei inovatoare, printre aceste idei a fost și ideea de a descoperi alte spații, alte rute comerciale. Pentru că trebuie să fim onești. Cucerirea lumii, așa cum o numesc, sigur, între ghilimele, nu vine dintr-un fel de dorință de a ajuta pe alții. De fapt, e un interes strict comercial, strict economic. Am înțeles. Înseamnă că lucrurile s-au schimbat așa în actualitate, pentru că acum marile puteri merg doar să ajute pe alții. Partea că în mod întâmplător, prin coincidență, acolo există resurse de petrol și așa mai departe, este o întâmplare bizoară, sorție. Dar oamenii merg doar ca să ajute. Sigur, acum istoria ne oferă multe capitole de genul ăsta, dacă ne gândim doar la cucerirea ceea ce astăzi numim Americii Latine și fuga după Eldorado și aur și așa. De altfel, e cumva amuzant, pentru că să fii foarte bogat în Europa la începutul modernității poate avea consecințe negative. Cum așa? Spania, de exemplu, care și-a făcut primul mare imperiu colonial, după cum știm foarte bine, a adus atât de mult aur și argint în Europa și la
a fundat, a scăldat piața europeană cu aur și argint, încât prețul monedei spaniole a scăzut atât de mult, pentru că era prea mult pe piață, și Spania a dat faliment, deși avea cel mai mare imperiu colonial. Deci iată că uneori nu trebuie doar să cucerești, să și ce să faci cu cucerirea respectivă. Care au fost, să zic, vârfurile de lance în Europa în ceea ce ne-am transformat în actualitate? Cât de mult a contat Franța? A fost Franța, să spun, cea care a dat o direcție, a impus niște schimbări sociale, niște schimbări de mentalitate, culturale? Au fost și alte țări? Acum, sigur, dacă întrebăm pe francezii, ar spune că istoria lor este istoria Europei, poate chiar a lumii. Fiecare țară, fiecare popor are o mitologie națională. În ceea ce privește pe francezi, evident, Revoluția franceză apare așa ca cel mai important eveniment. Istoricii spun că atunci, unii istorici spun că atunci începe modernitatea. Sigur, modelul revoluționar francez, sau să spunem, ideea de fraternitate, de egalitate, pe care o cunoaștem foarte bine, a reprezentat un model pentru alte popoare din Europa, care, da, inclusiv pentru poporul nostru. Se poate spune că statul român modern este o transpunere la nord de Dunăre a modelului francez. Acum, sigur, au mai fost și alte state importante. Din multe puncte de vedere, istoria lumii fără istoria Angliei nu poate fi înțeleasă. Istoria Marii Britanii de la un moment dat încolo, pentru că Marea Britanie a creat cel mai mare imperiu colonial. Sigur, faptul că astăzi Statele Unite sunt cea mai mare putere a lumii este o consecință a celor 13 colonii, a transferului de idei din Europa, din Marea Britanie spre cele 13 colonii care au devenit Statele Unite ale Americii, cum știm astăzi. La fel, faptul că limba engleză este astăzi cea mai vorbită limbă de pe pământ ține de cât de întins era acest imperiu colonial al Marii Britanii. Și sigur, de la un moment dat apar alte state importante. Germania, de exemplu, apare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea sub, să spunem, tutela cancelarului Bismarck, care creează primul imperiu german. Sigur, consecințele sunt nefavorabile, dacă e să mă exprim așa, pentru istoria Europei. Știm foarte bine că au izbucnit cele două războaie mondiale, cele mai mari conflagrații din istorie. Deci sunt mai multe state. Fiecare stat stătuleț, fiecare popor, fiecare om care a trăit în ultimii 200 de ani în Europa are rolul lui de a juca. Cum se explică faptul că mult timp cele mai importante cuceriri tehnologice, industriale au venit din Europa? E o întrebare la care istoricii n-au neapărat un răspuns, să spun, punctual. Acum, sigur, dacă ne uităm, multe din descoperirile tehnologice despre care vorbim au apărut inițial în China, de exemplu. Se spune că în China a apărut prima dată hârtia, jocul de fotbal, de exemplu, așa ar spune chinezii, englezii nu sunt de acord. Praful de pușcă, la fel, a apărut prima dată în China. Însă niciodată praful de pușcă n-a fost folosit în China pentru, să spunem, dezvoltare militară. În Europa, odată ce a ajuns, tocmai pentru că era o perioadă foarte conflictuală atunci când s-a întâmplat acest lucru, a fost folosit pe cale militară. Deci, cumva, europenii au știut să descopere lucruri noi, au avut un avantaj tehnologic, dar spune că mai important e că au știut să folosească acel avantaj tehnologic pentru a face un pas înainte la scara istoriei. Era cerința oamenilor, cerința societății la nivel de consum alta sau poziționat altfel? Erau alte nevoi care duceau spre o anumită industrializare? Sau cum de a reușit cumva Europa să fie, să spun, motorul acestei transformări civilizaționale? Sigur că nu știu în ce măsură mai suntem astăzi ca europeni lideri în ceva. Lucrurile s-au mutat ca și putere în Statele Unite, în China, în alte părți ale lumii. Chiar așa, când apreciez că s-a făcut acest shift? Încep la curs, acum o să dau așa un teaser din curs, cu o întrebare. Ce s-a întâmplat în anul 1750? Și răspunsul e că dacă ne uităm pe sursele de informare online, dacă ne uităm în manuale, aproape nimic. Istoricii apreciază că 1750 este ultimul an preindustrial din istoria omenirii. Deci 1750 e anul când se termină istoria preindustrială a Europei și a lumii. Sigur, există și alte date și alte aprecieri.
În acea perioadă, dacă să spunem, undeva în mijlocul secolului al XVIII-lea, ceva se întâmplă. Începe prima revoluție industrială, inițial începe sigur în Anglia, în insulele britanice și apoi apare și în alte spații, în spațiul olandez, cum am numit noi astăzi, în Franța și mai apoi în restul Europei. Întrebarea de ce s-a întâmplat și de ce fix în Anglia are multe răspunsuri. Sigur, există și acest răspuns cumva al superiorității europenilor, care astăzi nu mai este atât de pus în față de nici măcar de europeni. Istoricii se uită mai degrabă la niște structuri economice pe termen foarte lung și au observat că sunt niște acumulări în secolul al XV-lea, secolul al XVI-lea, secolul al XVII-lea, care fac ca în acel moment să fie un salt tehnologic extraordinar, să fie niște invenții, motorul cu aburi care apare sigur în aproximativ acea perioadă, care duc la o creștere cum la scara istoriei nu se mai întâmplase. De fapt, dacă ne uităm la istoria lumii din cele mai vechi timpuri până astăzi, observăm că e cumva ciclică. Există o perioadă de creștere și apoi o perioadă de prăbușire, apoi încă una de creștere și încă una de prăbușire. Revoluția industrială rupe această ciclicitate a istoriei și avem aproape numai perioada de creștere. Sigur, avem criză, marea criză economică și așa mai departe, dar nu se compară. Civilizația nu se mai prăbușește. Ne aducem aminte cum s-a prăbușit cea mai mare putere a lumii, Imperiul Roman. Ne aducem aminte cum civilizațiile din Mesopotamia antică la fel s-au prăbușit. În Europa nu s-a mai întâmplat acest lucru. Pe de altă parte, am avut aceste două evenimente istorice majore numite cele două războaie mondiale. Ce a făcut diferit sau ce a fost diferit în aceste războaie față de alte confruntări armate de care am avut parte în Europa și la ce au condus ele? De ce au fost atât de semnificative, au impactat atât de mult lumea? În primul rând, scara dezastrului a fost nemai întâlnită până în acel moment. Și ține de evoluția militară a armelor, a ceea ce se folosea în această confruntare? Ține, cred, de două, cel puțin de două evoluții. În primul rând, tehnologia a dus la o capacitate de a ucide extraordinară. Vorbim deja de milioane de morți, de zeci de milioane de morți în al doilea război mondial. Iar această capacitate a statului industrializat de a ucide era și ei, până astăzi, sigur, este extraordinară. În al doilea rând, mai ales în primul război mondial, cumva gândirea, să zic, strategică, tactică a marilor ofițeri, a marilor decidenți militari, rămăsese foarte mult în urmă. De exemplu, Germania își gândise planul pentru primul război mondial pe experiența unui război din secolul al XIX-lea cu Franța. Un război foarte rapid pe care l-a câștigat foarte repede. Lucru care a făcut pe germani să se gândească că avem un avantaj tehnologic atât de mare în fața francezilor, încât vom putea face același lucru. Au creat un plan care spunea, acel plan, că vor ataca rapid prin Belgia, vor scoate Franța din război, după care își vor muta toate resursele în est împotriva Rusiei. Nu s-a întâmplat acest lucru. Pentru că, sigur, Franța învățase din experiența acelui război din secolul al XIX-lea, iar decidenții francezi au creat un sistem, să zicem, o gândire defensivă foarte bună, iar ofensiva germană a rămas blocată în acel celebru război de tranșee. După ce, să zicem, a început războiul și a fost un război foarte static pe frontul de vest între Franța și Germania, ambii reprezentanți, să spunem, mai celor două puteri aflate în conflict, și sigur și cea engleză, care îi sprijinea pe francezi, s-a văzut în fața unui blocaj, aș spune, cognitiv. Cum putem câștiga acest război? Există instrumente defensive atât de bune, cum putem câștiga acest război? Iar soluția cu care au venit în față a fost una foarte costisitoare din cel mai macabru punct de vedere. În primul război mondial pe frontul de vest, strategia de asalt era aproape întotdeauna asaltul frontal. Lucru care ducea, vă dați seama, nu trebuie să ne imaginăm ce se poate întâmpla când zeci, sute, mii de soldați atacă frontal și sunt întâmpinați de mitraliere care se pot mișca și pot, sigur, să-i decimeze foarte repede. Deci, cumva, este o evoluție tehnologică, dar și o rămânere în urmă din punct de vedere strategic și militar. Ce a schimbat primul război mondial?
Și de ce a venit al doilea? De ce umanitatea nu a înțeles suficient astfel încât la un interval scurt de timp să apară această a doua confruntare? Primul război mondial schimbă aproape din toate punctele de vedere Europa. În primul rând, Europa decade foarte mult. Sunt câștigătorii, cine sunt perdanții acestui război? Aș spune că într-un război de asemenea magnitudine toată lumea are de pierdut. Sigur, ne putem uita la faptul că anumite state și-au desăvârșit unitatea națională, cum ar fi cazul României. Alte state au reapărut pe harta Europei, vorbim de Polonia, de exemplu, sau de Cehoslovacia, care a apărut acum pe harta Europei. Cu toate astea, scara distrugerii este remarcabil de mare, chiar și pentru statele care, să zicem, au un discurs pozitiv despre participarea la primul război mondial, cum ar fi România. Trebuie să ne aducem aminte, cu atenție și cu pioșenie poate, de numărul uriaș de morți din acest război, de numărul uriaș de răniți din acest război. Deci aș sublinia că, din punctul meu de vedere, cam toată lumea a avut de pierdut. Din alt punct de vedere, Europa, dacă e să ne gândim politic, militar, chiar și simbolic a avut de pierdut. Pentru că primul război mondial marchează ieșirea Europei din această poziție de lider global și apariția pe scala lumii a Statelor Unite. Pentru că atunci președintele Wilson vine și practic dictează din multe puncte de vedere termenii păcii. Vine cu cele 14 puncte care spun despre autodeterminarea popoarelor și așa mai departe, cu proiectul Ligii Națiunilor, unde sigur, din nefericire, Statele Unite nu au mai participat. Pentru alte state vechi europene sunt câteva schimbări. În primul rând, experiența războiului în Franța este șocantă. Și acest șoc se vede foarte bine în perioada interbelică în Franța, când sunt obsedați de ideea de a se apăra împotriva germanilor și creează un sistem defensiv, celebra linie Maginot, care sigur n-a mai funcționat în fața tancurilor germane. În Germania situația este și mai dramatică. Economia germană se prăbușește teribil de rapid. Sigur, există după o perioadă de refacere, dar apoi urmează o nouă criză. Criză care îi permite unui anume Adolf Hitler să ajungă la putere și să declanșeze cel de-al doilea război mondial. Sunt mulți istorici care spun că pacea de după primul război mondial, așa numit sistem versaiez, a fost de fapt un armistițiu. Că era foarte probabil să reizbucnească un nou război. Un nou război și mai mare decât primul război mondial. Statele europene au încercat să vină cu soluții care să prevină un al doilea război mondial și au fost o mulțime de acorduri internaționale în care statele au spus că de acum scoatem războiul din instrumentarul politic al statelor. Știm foarte bine că asta a fost cumva o naivitate politică. De altfel, există Hitler înțelege foarte bine această naivitate a vechilor europeni, a democrațiilor vechi occidentale și profită de ea. Și la un moment dat cere o parte din Cehoslovacia, celebra regiune sudetă, unde sigur locuiau mulți germani, erau majoritari în regiunea respectivă, dar era o parte a teritoriului național cehoslovac. Și există o întâlnire, reprezentantul francez, cel italian, cel german, nu este niciun reprezentant cehoslovac, de altfel la München. Și până la urmă, reprezentantul, primul ministru englez, Neville Chamberlain, îi dă lui Hitler ceea ce își dorea, această regiune sudetă. Germania ocupă, Neville Chamberlain zboară înapoi la Londra și când aterizează, este un moment remarcabil în istorie, mai ales că e la câteva luni dinainte de izbucnirea războiului, ține un discurs și flutură așa o hârtie în care spune prin această hârtie am asigurat pacea, pentru că pe hârtie spunea că eu, cancelarul Germaniei, mă înțeleg cu premierul britanic, că de acum toate chestiunile sunt rezolvate, nu mai am nicio pretenție. Știm foarte bine că Hitler avea și alte pretenții și le-a adus, aceste pretenții au dus la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Care a fost obiectivul real sau motivația reală pe care o identifici la Adolf Hitler versus motivația oficială sau declarativă? Adolf Hitler nu s-a ascuns niciodată. N-am trebuit să spunem că el s-a ascuns în motivațiile lui. Inclusiv din perspectiva Holocaustului, el a spus încă de la început ceea ce vrea să facă. Și asta era cunoscut inclusiv publicului german. În ceea ce privește, în privința, să spunem, expansiunii, el avea și din nou a spus acest lucru foarte concret, că își dorește o expansiune în Est, mutarea popoarelor care locuiesc acolo și mai mult înspre Est și colonizarea acestui spațiu.
Deci cumva nu prea identific o diferență între ceea ce a spus Hitler și ceea ce a făcut. El este un exemplu de politician care a făcut ceea ce a spus cu consecințe dramatice. Ce a avut Hitler ca personalitate, ca discurs, ca abordare, ca metodă, care l-a făcut atât de succes? Bun, acum n-aș folosi cuvântul succes. E un cuvânt care, sigur... Da, e un cuvânt care se poate interpreta în multe sensuri. Mă refer la impactul pe care l-a avut în a mobiliza masele și națiunea să îl susțină în demersul respectiv. Hitler și partidul pe care l-a condus erau maestri ai propagandei. Dacă invit pe toată lumea să se uite, sigur, cu ochiul critic, dacă vreți, la documentarele între ghilimele făcute de Nelly Riefenstahl. Și unul dintre ele, cel mai bun de altfel, este Triumful Voinței. Și în acest documentar, primele minute sunt esențiale. Hitler coboară cumva dintre ceruri, coboară din nori și aterizează, este primit. Cumva i s-a creat o imagine de salvator, de mântuitor, sigur, între ghilimele, din nou subliniez acest lucru. Hitler și oamenii lui erau maestri ai propagandei și în același timp au înțeles foarte bine, dacă vreți, contextul dramatic prin care treceau germanii de rând. Inflația în Germania atunci când vine Hitler la putere, în contextul marii crize, era atât de mare încât moneda se devaloriza de sute de mii de ori în timpul aceleiași zile. Deci, practic, plecai de acasă cu 10 mărci care valorau o pâine și ajungeai la magazin, puteai să-ți mai cumperi doar jumătate de pâine. Cum se explică avansul tehnologic pe care îl avea Germania, pentru că povesteai puțin mai devreme despre acele mitraliere care se cerau soldații și așa mai departe. De ce celelalte state, celelalte țări nu aveau astfel de arme? Cum se explică avansul tehnologic al Germaniei și în ce măsură acesta a contat în ceea ce ei au și reportat pentru o perioadă ca și rezultate militare? În mod cert a contat și a contat foarte mult. Dacă ne uităm la participanții la primul război mondial și al doilea război mondial, observăm că Germania și aliații ei sunt din multe puncte de vedere în dezavantaj demografic, chiar și economic. Și faptul că ambele războaie sunt atât de lungi și durează atât de mult, poate fi explicat și din avansul tehnologic militar al Germaniei. Acum, de ce Germania era cu atât de mult în fața altor state? Are nevoie de o explicație în istorie ceva mai lungă. Undeva, să zicem, a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începe o industrializare rapidă a Germaniei. Nu exista încă Germania, în special a Prusiei. Prusia reușește să acapareze, să unească în jurul său toate statele și stătulețele germane și să creeze primul imperiu german. Acest imperiu a fost industrializat foarte rapid din multe motive. Sigur, se poate vorbi despre ingeniozitatea germanilor, despre marile invenții pe care le aveau, despre investirea în educație, care, iată, întotdeauna are consecințe pozitive, nu pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung, și poate o lecție pe care a trebuit să o învățăm, dar și de resursele pe care le are Germania, resursele de cărbune, resursele de oțel, toate aceste lucruri contează foarte mult, resursele demografice de asemenea. De altfel, momentul în care apare pe harta Europei un stat german unificat, schimbă cu totul istoria Europei și schimbă cu totul balanța de putere. Până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în ceea ce astăzi am numit Germania, spațiul german, existau zeci de stătulețe, unele mai mari, altele mai mici, care se mai fragmentau, care se unificau, lucru care a făcut cumva ca spațiul german să nu-și atingă de fapt potențialul. Atunci când se unifică, își atinge de fapt marele potențial. Cât de mult a contat Rusia în economia și rezultatul acestor două războaie mondiale? În primul război mondial, frontul de est este cu totul diferit de frontul de vest. În frontul de est, sigur, au luptat în principal Germania și Rusia, sigur, au fost Austro-Ungaria, inclusiv România. Dar cele două mari puteri au fost Rusia și Germania. Cât de mult a contat? A contat foarte mult imaginea despre Rusia în mentalul colectiv german era una foarte proastă când a izbucnit primul război mondial. Și se așteptau să înfrângă foarte repede. Doar că au obținut încă de la începutul războiului niște victorii importante care i-au blocat pe germani. Și cumva, acum, principalul avantaj al armatei ruse era avantajul numeric.
Și asta i-a făcut pe germani să-și mute foarte multe resurse, mai multe decât își doreau, pe frontul est. Lucru care a făcut ca armata germană pe frontul de vest, adică împotriva Franței și Angliei, să fie blocat. A spune că rolul în primul război mondial este esențial pentru că i-a blocat foarte mult pe nemți. În al doilea război mondial, frontul de est, adică în Germania nazistă împotriva Uniunii Sovietice, este cel mai mare front din istoria omenirii, iar victoria armatei sovietice, care sigur a primit sprijin material în principal de la americani și de la englezi, dar în principal de la americani, este esențial în frângea lui Hitler. Sigur că debarcarea în Normandia a contat și așa mai departe, dar războiul era în mare parte câștigat deja. Uniunea Sovietică a înfrânt Germania nazistă, sigur, vorbim despre celebrul general Frick, despre care vorbea și Napoleon, că nu poți să înfrângi Rusia pentru că te va înfrânge generalul Frick. Dar mai sunt și alte elemente, sigur, bătălia de la Stalingrad schimbă războiul și practic acest progres aproape fără pauză al Germaniei naziste se oprește și chiar este inversat. Sigur că sunt anumite episoade în istorie care sunt încă controversate și sunt și păreri subiective și așa mai departe. Cât de bine și-a jucat România cărțile în al doilea război mondial? Acum, cât de bine și-a jucat cărțile este foarte greu de spus. Este unul dintre cele mai controversate momente din istoria României. Acum, n-ar trebui să vedem lucrurile cumva așa, ca într-un vid, fără context. România, sigur, se face vinovată de foarte multe greșeli și participarea la al doilea război mondial, unii o consideră o greșeală. Acum, România ar trebui să ne întrebăm ce ar fi putut să facă diferit România. Este celebra dezbatere dacă ar fi trebuit să meargă atât de mult la est sau nu. Și sunt argumente care spun că România a recuperat Basarabia, care fusese pierdută în 1940, și ar fi trebuit să se oprească acolo. Și sunt alții care spun că, de fapt, România, într-un război, nu te poți opri până adversarul nu este înfrânt. Și că participarea noastră mai departe la est, în al doilea război mondial, este justificată. Care este adevărul e greu de spus, sunt argumente în ambele tabere și cumva cred că asta trebuie să învățăm din istorie, că nu există alb și negru, există foarte mult gri. Totuși, sunt lucruri la care griul nu e chiar atât de gri și e destul de negru. Și mă refer sigur la ce s-a întâmplat la Odessa, România a ocupat Odessa și se face vinovată de lucruri care sunt reprobabile și o să folosesc cuvântul ăsta ca să fie cât mai echilibrat. Pe de altă parte, sunt unele țări care au fost cumva perdante în acest război și au fost ajutate de marile puteri să-și revină din punct de vedere economic foarte repede și au devenit mari puteri occidentale, în timp ce noi am sfârșit teoretic de partea câștigătorilor, dar ca și țară am fost cumva tratați mai rău decât dacă am fi fost perdanți. Cum se explică acest paradox? Bun, sigur. Trebuie să plătim despăgubiri de război și așa mai departe. Sigur, acum a trebuit să plătim despăgubiri de război destul de mari. Și, sigur, dincolo de despăgubirile de război, ce ne-a afectat mult mai rău a fost ocupația armatei sovietice, Armata Roșie, pe teritoriul României și crearea așa numitelor sovromuri, care a fost o formă de spolierea economiei naționale, de fapt. Bun. De ce s-a întâmplat așa și nu s-a întâmplat și la noi, ca în Franța, care a fost practic refăcută prin celebrul plan Marshall? În primul rând, pentru că ne-am picat în zona de influență a Uniunii Sovietice. Țările din Est au fost invitate să participe la acest plan de refacere economică, de fapt, o formă de investire a banilor americani în statele occidentale. Doar că au refuzat. Și au refuzat pentru că așa au fost direcționate de la Moscova. De ce am fost ocupate noi, țările din Europa Centrală și de Est, de Armata Roșie? Pentru că așa a fost realitatea războiului. Aceste țări au fost ocupate și Stalin, care avea o viziune cumva foarte clasică, dacă vreți, foarte și chiar reducționist aș putea să o numesc, avea viziunea că toate statele pe care le va ocupa, toate teritoriile, va crea acolo un regim de tip sovietic și va controla acel regim foarte direct, dacă vreți. Ce a însemnat în istoria României transformarea dintr-o monarhie în republică? În primul rând a fost, așa cum a povestit de multe ori regele Mihai, un abuz.
Momentul este, dacă vreți, cunoscut, este un episod celebru. Gheorghe Gheorghiu Dej, liderul Partidului Comunist, și Petru Groza, liderul Guvernului, îl sună pe regele Mihai, care era la Sinaia pentru sărbătorile de iarnă, și îi transmit că trebuie să se vadă la palat la București. Acum, regele Mihai a povestit, și probabil să fie chiar adevărat, că avea impresia că șefii guvernului își doresc să discute despre planurile lui de nuntă. Pentru că, așa cum spunea Constituția, nunta suveranului, căsătoria lui, nu se putea face fără acordul guvernului. Se întâlnesc la palat, iar Petru Groza și Gheorghe Udej pun în fața actul abdicării. Regele Mihai este luat prin surprindere de acest lucru și spune că are nevoie să se consulte, pentru că, din nou, vorbim de un tânăr la undeva la 25 de ani, pus în fața unui fapt grav, foarte grav, în acel moment în care cere dreptul de a se gândi puțin la decizia respectivă, îi atrag atenția cei doi lideri comuniști că au 1000 de tineri arestați și că ar fi păcat să se întâmple ceva rău cu ei. Regele Mihai atunci, sigur, încearcă să se uite pe fereastra Palatului Regal, vede că membrii care trebuiau să apere Palatul Regal fuseseră schimbați, încearcă să dea un telefon, liniile telefonice fuseseră tăiate, și semnează până la urmă acest act al abdicării. Iar apoi Petru Groza îl roagă pe regele Mihai să-l atingă pe haină și face acest lucru regele Mihai. Vede că simte cumva o armă, un revolver, și spune Petru Groza că, majestate, n-am vrut să mi se întâmple ce i s-a întâmplat lui Ioan Antonescu. Deci, în primul rând, a fost un abuz. În al doilea rând, a fost finalul unui proces, unii îl consideră ca un proces care nu putea fi oprit, și anume instaurarea unui regim de tip comunist, de tip sovietic în România. A fost cumva sfârșitul unei epoci, cu bune și cu rele, dar până la urmă o epocă de mare dezvoltare economică pentru România și de progres remarcabil. Dacă ne gândim în 1866, când a venit Carol, sigur, inițial ca principe, ca domn și apoi ca rege, și comparăm cum arăta România în perioada interbelică, progresul este extraordinar. Deci este mai degrabă un sfârșit de etapă de dezvoltare și un început de epocă ceva mai întunecată în istoria României. A fost perioada interbelică cea mai prosperă perioadă a României? Sigur, există această idee de perioada interbelică, perioada de aur a istoriei României, și din multe puncte de vedere este adevărat. Dacă ne gândim la cultură, la intelectualitatea care a activat în perioada interbelică, sigur că este așa. Cu toate astea, nu este o perioadă perfectă în istoria României. România avea multe rămâneri în urmă comparație cu alte state europene. Eram la rata alfabetizării, dacă nu pe ultimul loc, pe penultimul loc. La dezvoltarea economică facem progrese, dar nu atât de bune pe cât ar trebui. Cât de puternic era leu? Depinde când ne uităm la istorie. Imediat după război nu era foarte puternic, pentru că, sigur, ieșim din război complicat, dar, să zicem, mijlocul pe a de interbelice era o monedă puternică. Urmează apoi... Era convertibilă? Adică era acceptată de alte state? Sau? Bun, sigur că era acceptată de alte state europene, nu era neapărat cea mai importantă monedă, și trebuie să ne gândim că modul în care astăzi se face comerțul internațional nu e același mod ca în perioada interbelică. Deci n-ar trebui să aplicăm, dacă vreți, aceleași standarde. Era o monedă importantă, nu era cea mai importantă, acum nici nu ne putem aștepta la asta. Ce e interesant e că din multe puncte de vedere în perioada interbelică, decidenții iau niște decizii în contratim cu istoria economică a Europei. De exemplu, noi vindem foarte mult petrol când prețul pe piața internațională este foarte mic, și vindem foarte puțin petrol când prețul pe piața internațională este foarte mare. Din acest punct de vedere, se iau niște decizii care au consecințe nu foarte favorabile în perioada interbelică. Ce a însemnat pentru România și pentru Europa perioada comunistă? În primul rând, pentru Europa a însemnat o divizare pe linii ideologice și transformarea Europei în cel mai important, aș spune, câmp de bătălie, sigur, bătălie ideologică, politică, din fericire, nu și din punct de vedere militar, în războiul rece. Pentru România a însemnat instaurarea unui regim de tip totalitar, după modelul sovietic, care, sigur, știm foarte bine, a creat
celebrele penitenciare despre care discutăm foarte des și foarte bine că facem acest lucru, a însemnat, sigur, un progres pentru anumiți oameni, și asta poate ar fi bine să remarcăm, a însemnat pentru unii un oarecare progres, însă pentru mulți ani a însemnat teroare, a însemnat abuz, a însemnat pentru destul de mulți, inclusiv moarte în moduri violente, vorbim sigur de morții din penitenciare, vorbim de colectivizare și putem încheia chiar cu Revoluția din decembrie 1989. Este cazul României, este singurul caz de revoluție violentă și vorbim de undeva la 1000 și ceva de morți care au murit, ceea ce nu s-a întâmplat în niciun alt stat. Cum îți explici tu, acel proces este încă deschis, a fost închis, a fost redeschis, este încă controversat, nu s-a ajuns la o soluție, doar la niște puneri sub acuzare în dosarul Revoluției. Dar privind ca istoric, cum îți explici tu că în România a fost vărsare de sânge, iar în alte state din jurul nostru tranziția s-a făcut într-un mod pașnic, să spun, sau fără pierdere de vieți omenești? Sunt mai multe explicații. Una dintre cele mai interesante și subtile ține de faptul că România era singurul stat care nu mai avea pe teritoriul său trupe sovietice. Și acum, când s-a întâmplat acest lucru, apare ca un lucru bun dacă stăm să ne gândim mai multă independență și așa mai departe, dar creează și consecințe negative în această interpretare, care sigur este foarte interesantă. Vine la conducerea Uniunii Sovietice Gorbaciov în 1985 și vine cu un plan reformist. Sigur, reformele lui le putem discuta, putem să le analizăm, însă transmite un semnal pentru toți liderii din Est că ceva se schimbă și că ar trebui să încerce să fie mai puțin dur, dacă vreți. Pe lângă asta, Gorbaciov anunță public că dacă se vor întâmpla schimbări în Europa de Est, el nu va interveni. Va lăsa lucrurile să-și ducă cursul până la capăt. Acum, să ne imaginăm că suntem liderul partidului, să zicem, comunist est-german. Și vedem că în societate încep să fie cereri pentru reforme, pentru liberalizare. Dacă acest lucru s-ar fi întâmplat înainte de Gorbaciov, am fi sunat la Moscova și am fi zis nu vreți să ne ajutați să rezolvăm cu oamenii ăștia care ne cer reforme. Acum, dacă sunai la Moscova, ți se spunea, da, e normal, foarte bine, noi nu intervenim. Adevărul e că aceste regimuri comuniste din Europa Centrală și de Est erau profund ilegitime și știau acest lucru. Și această ilegitimitate i-a făcut să întotdeauna se recurgă la armata sovietică. Când armata sovietică n-a mai intervenit, nu mai aveau pârghile să impună, să distrugă aceste cereri de liberalizare. În România, lucrurile s-au întâmplat foarte diferit. Odată ce armata sovietică s-a retras, regimul de la noi a încercat o așa numită quasi-liberalizare, quasi-independență pe arena internațională, care l-a făcut să fie, mai ales pe Ceaușescu, să fie cumva legitimat, sigur, între ghilimele. Și atunci când nu mai există pârghia sovietică și a impus puterea atât de dură asupra societății și asupra partidului, că atunci când în decembrie 1989 a dat ordin să se tragă, decidenții militari n-au mai sunat la Moscova să... Nu, toți, sigur, unii au sunat la Moscova, n-au mai sunat la Moscova să întrebe ce să facă și l-au ascultat pe Ceaușescu. Tranziția de putere care s-a făcut, s-a făcut către niște lideri comuniști mai luminați sau a fost o tranziție de putere reală? Sigur, acum dacă ne uităm, tranziția la noi este la fel foarte diferită și vin la pârghile puterii cei din eșalonul 2 al Partidului Comunist. Acum dacă erau mai luminați sau nu, e greu de spus, poate că istoria o să ne elucideze acest capitol peste mulți, mulți ani, încă sunt prea multe necunoscute. Trebuie spus că mai existau și alternative. Atunci, la balconul Comitetului Central, au fost anunțate mai multe guverne. Și unul dintre aceste guverne, celebrul guvern condus de Ilie Verdeț, tot un apropiat al lui Ceaușescu, cum a fost până la un punct și Ion Iliescu, a fost huiduit de mulțime. Și faptul că noua conducere a lui Ion Iliescu a fost anunțată de Sergiu Nicolaescu, a contat și a contat foarte mult în a liniști, dacă vreți, populația a liniștit pe revoluționari. Deci a fost o tranziție către eșaloanele 2, eșaloanul 3 al Partidului Comunist. Cu niște figuri publice cunoscute și respectate, Sergiu Nicolaescu, Mircea Dinescu, Ion Caramitru și mai departe. Exact. Cât au contat aceste? Au contat extrem de mult în a legitima, pentru că sigur, dacă veneau doar Gelu Voican, Voiculescu și
știu, Ion Iliescu, nu era suficient pentru a liniști revoluționari. Și faptul că niște dizidenți cunoscuți, cum ar fi Dinescu sau Caramitru, au venit și au participat la tranziția aceasta din primele zile de după Revoluție, a contat enorm de mult pentru a liniști apele. Sigur, există și celebrul episod al teroriștilor, care este învăluit în foarte mult mister și care până acum nu a fost rezolvat. Sperăm cândva să fie rezolvat. Cumva, fără acești dizidenți reali, cred că tranziția a fost mult mai complicată și poate chiar mai violentă. Ionuț, suntem la finalul emisiunii noastre. Spune-mi, pentru aceia care vor să afle mai mult și vor accesa cursul pe care tu îl ții la Fundația Calea Victoriei, ce vor afla din curs? Care apreciezi tu că ar fi principalul beneficiu pe care îl au cursanții tăi? Cred că principalul beneficiu nu ține neapărat de memorarea de date, de personalități, de bătălii, de războaie și așa mai departe, ci ce încerc să fac la acest curs, ca la orice alt curs la Fundația Calea Victoriei, este de a exersa gândirea istorică. Pentru că, sigur, de multe ori învățăm din manuale, memorăm așa date care n-au niciun fel de sens, pare un fel de trecut imemorial, Napoleon, Bismarck, nu contează, dar toate aceste lucruri au consecințe pentru lumea în care trăim noi astăzi. Faptul că astăzi discutăm despre sfârșitul Europei, despre renaștere sau despre sfârșit, despre un nou proiect european, asta este explicabil prin istorie. În al doilea rând, să gândești istoric înseamnă să pui lucrurile în context, să le vezi foarte nuanțat, nu în alb și negru, ci în multe tonuri de gri. Și cumva acest lucru încercăm să facem aici la Fundația Calea Victoriei, să exersăm împreună cu cursanții, pentru că nu e doar o prelegere așa plictisitoare ca la școală, gândirea critică. Apropo de școală, în ce măsură istoria pe care eu am învățat-o la școală în perioada comunistă este istoria reală a României și a lumii? În mod cert, istoria reală este departe de ceea ce se preda în școală, mai ales în perioada comunistă. Acum, sigur, istoria pe care o facem aici la Fundație este cu totul diferită de istoria de la școală, nu neapărat pe conținuturi, sigur că suntem și noi riguroși și mai departe, ci mai degrabă prin faptul că încercăm să răspundem la cea mai importantă întrebare pe care trebuie să-și o pună toți istoricii. De ce? De ce lucrurile s-au întâmplat într-un anumit fel și nu în alt fel? Și încercăm împreună cu cursanții să discutăm de ce Europa a devenit cea mai puternică civilizație, de ce a decăzut, de ce în Europa s-a declanșat cele două războaie mondiale și nu în altă parte, de ce în Europa a apărut Napoleon, de ce în Europa a apărut Revoluția franceză. Sigur că nu avem răspunsul din acestea finale, dar dezbaterea este cea mai importantă. Mulțumesc foarte mult, Ionuț, pentru această incursiune, iată, în istoria Europei și în înțelesul ei. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru că ne-ați urmărit, aceia dintre dumneavoastră care doriți să beneficiați, iată, de o aprofundare a acestor subiecte. Găsiți detalii despre cursul susținut de Ionuț Marcu la Fundația Calea Victoriei pe site-ul Fundației. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!